sperat, vedem că nu se îndesește, nu se strânge. Da, ce niște coase. Asta e un foarte fin. Care deja nu e în stoc. Incredibil. Nu, ne-a rămas acolo numai de două altițe și gata. Butuși tari fain. Cu butuși, incredibil. Radică, tu spuneai că ai vreo două porții, mă ating, că ți-ai făcut rezervă. Da, și... Cu da, da, da. Eu din copilărie am cusut și iată prima mea experiență s-a întâmplat la țară, pe pragul casei la bunica, unde ea mi-a arătat cum să fac fix 7 cruciulițe mi-au cusut. Iată cum se coasă, gata. Apoi a apărut dorința să-mi cos ceva ca sport lucrarea asta, să nu stea pe perete, dar să stea pe mine. Și am căutat posibilități unde aș putea să învăț cos o ie. Și la primul festival Iamania am văzut comunitatea și m-am apropiat și zic, vă rog frumos, înscrieți-mă în listă. Eu vreau să particip la curs. Prima cămașă mi-a luat 1 an și 7 luni, cred că. Atunci când coși, greșești, poți să asociezi cu viața ta. Când greșești, trebuie să dai în urmă cumva. Ai discusut, ai rezolvat o problemă, te-a mai încercat cămașa de vreo câteva 11 ori și iarăși trebuie să mergi înainte pentru că trebuie să termin cămașa asta. Și acum nu mă mai pot opri. Sunt la a patra cămașă. Și înțeleg că asta e o chestie de patrimoniu și el nu aparține nimănui și în același timp tuturor. După ce am început eu să cos, eu am început să citesc despre originea acestor simboluri și să mă documentez pentru că ceea ce coasem noi acum, asta are aproape 7000 de ani. Deci toate simbolurile, semnele pe care noi le coasem, ele sunt universale, pentru că sunt luate din natură. Soarele la noi e exact același cum era la Maya, la Papua și așa mai departe. În orice colț al lumii, soarele, copacul, apa, râul, pasărea au cam același simbol. Eu când am ales prima planșă, adică ce se cos pe prima cămașă, am ales asta din albumul Elisei Brătianu, Cusături românești, și am ales o planșă din Oltenia, Gorj. A ieșit, poate cred că și mai bine decât pe desen. În realitate e foarte frumoasă cămașa mea. Pe prima mea cămașă, simbolul care se repeta de mai multe ori pe altiții era rombul. Rombul simbolizează fertilitatea și feminitatea. Vulva feminină, de fapt, adică simbolul fertilității. Din rombi s-a construit colana infinitului, aspirațiile pământului să ajungă în spațiul cosmic, adică legătura dintre pământ și cer, pomul vieții pe mâini. Adică eu coseam și eu pe urmă uitam, aha, asta simbolizează asta. Cumva s-au conturat totul pe parcurs. Eu sunt partea unei case de publicații, un business de familie și deja sunt aici de aproape 9 ani. Noi publicăm cărți. Acum mai nou, cărți de artă. Asta a fost primul meu proiect publicat în calitate de redactor și uneori nu vine să cred că eu am lucrat cu așa un artist. Jean-Philippe Lebin, un fotograf din Paris. Și la el am fost la vernisaj lansarea cărții propriu-zisă. Nu mi-am imaginat că puteam, de exemplu, să ne meresc la un vernisaj la Paris, în magazinul Leica, unde cărțile noastre vor fi puse în vânzare. Adică fotograful pe care eu l-am găsit și pe care l-am contactat și am lucrat cu el, i-am publicat cartea la noi în casa noastră de publicații. Atunci când termin o cămașă, gata, am încheiat-o, am îmbrăcat-o, eu cumva parcă rămân abandonat pe drum, dar ce să fac mai departe? Și îndată îmi iau o altă cămașă.
când am timp liber, eu cos și o fac asta cu atâta sete. Asta pentru mine e o meditație, eu mă liniștesc. Dacă am o zi mai grea, eu vin acasă, așa, mă așez un pic, cos și mă liniștesc. Dar sunt situații când oamenii mei dragi încep iată cu sperietori de gen duminică nu scoasă sau nu știu ce ai spățește, adică să mă opresc cumva. Duminică era așa un fel de lege și tot femeile au inventat niște superstiții ca să aibă un pic de hodină, de lucru, de pământ și copii și așa mai departe. Femeile care au inventat croiul, ele erau femei geniale și toți pașii ăștia de cusut, când nu era elastic, femeile inventau un fel de pas care simula elasticul ăsta ca să fie bentița fixată frumos de mână. Adică femeile au parcurs la niște idei atât de ingenioase ca să înlocuiască soluțiile, da, materialele care au apărut acum. De exemplu, elasticul, în loc să-ți coși acolo, să faci pasul ăsta, tivul, poți să pui un elastic. Dar e mai interesant să faci tivul ăsta care a fost făcut, inventat 150 de ani în urmă. Și croiul e extraordinar de simplu. Asta era frica mea de la început. Stațolea, că da, cum eu să croiesc cămașa acolo? Credeam că acolo sunt diagonale, că trebuie să-l tai cumva. Nu, ele sunt pătrate și dreptunghiuri. Momente atunci când te enervezi și vrei să oprești procesul au fost la fiecare cămașă, mai ales la prima când am cusut de două ori partea dreaptă la piept și asta e vreo două luni de muncă. Și normal că în așa moment pur și simplu vrei să dai foc și gata să nu te mai întorci la cusut, dar te iai în mâini și încetișor, cum ai cusut, așa și descoși. Bunica, ultimele câteva luni de viață, ea avea cancer și ea a croșetat foarte mult. Și ea tot timpul zicea că eu trebuie să fac ceva, în primul rând, și să lucrez ca să câștig ceva în afară de pensie, care e, știm noi cum este. Și asta m-a inspirat pe mine, cumva până la bătrâneț să ajung și eu cu mintea lucidă. Eu când mi-am terminat prima cămașă și am venit la bunica și ea mi-a pus mâncare, mi-a făcut o cafea și eu am început să mănânc și ea m-a oprit, zice: Lenuț, hai te rog, îmbracă că nu mai am răbdare să o văd. Și eu când am îmbrăcat-o, dar ea s-a uitat, s-a lăsat așa pe fotoliu și zice: iată, te-am văzut în cămașă și parcă am întinerit. Mine s-a așa de tare m-a inspirat și am cusut lângă dânsa, iată, când ea deja nu mai putea. Dar eu veneam și e mai coș azi, hai mai coasă ceva. Și stăteam lângă dânsa și coseam până în ultimele clipi. Eu mă bucur că cămașa, ea tradițională, a coborât un pic de pe scenă, din folclor, la muritorii de rând. Iată, eu dacă am dispoziție, eu și mâine pot să îmbrac cămașa cu pereche de bluș și să vin la lucru în ea. Pentru că nu sunt atât de dese ocaziile atunci când noi putem să le purtăm sau de ziua ei, 24 iunie, sau la festival, sau la un interviu, de exemplu, dacă te duci tot unde despre ei vei povesti. Și eu la ultima noastră defilare, Comunitatea Maestrie a fost partener la festivalul Iemanii și noi am defilat pe scenă și eu cumva am mers împotriva curentului. Ca de obicei, membrele comunității nu am purtat ea cu o fustă tradițională, cu catrință, cu brâu, dar într-o fustă tot din bluj, ruptă pe alocuri, adică așa mai rebel, pentru că asta și este scopul comunității, să aducem cămașa asta tinerilor generații. Micu, tu cafeaua tare? Espresso de este ciocnutui sau altceva? Două tuturile. Când ne adunăm, în mod evident, mai întâi vorbim despre cămăși și dacă cerem sfaturi una de la alta, cu asta începem. Și după asta vine un ceai de plante, o cafea sau un pahar de vin, noi începem să discutăm despre toate ce se întâmplă, inclusiv și politică, și social, și cultură, și lucru, și familie, mâți, totul. Asta era și un prilej cândva, femeile să relaxeze, să odihnească, să-și mai împărtășească problemele și durerile de acasă cu prietenile, cu alte femei din sat, acum și în oraș. Arta cusutului e o terapie veșnică, am impresia, pentru că
aici noi ne regăsim și putem să stăm și să tăcem o oră liber, fiecare se concentrează la cămașa ei, la ornament și râdem, povestim orice. Noi acum redescoperim ceea ce străbunii făceau și asta, la dânsi asta era de zi cu zi activitate. Nu vreau să fac prognoze, dar așa cum simt eu acum, eu nu cred că dragostea asta o să dispară până la adânci bătrânețe, cum o n-a dispărut la bunica mea față de lucru manual.